Oțelul Galați și Farul Constanța s-au întâlnit în cea de-a doua etapă a turului de sezon regular. După aproape 100 de minute de joc, niciuna dintre cele două nu a reușit să își adjudece victoria și nici măcar să marcheze vreun gol. Cred că am avut o primă repriză foarte modestă. I-am lăsat să verticalizeze foarte rapid jocul și să ne pună probleme. Am avut ceva probleme în prima repriză, în a doua repriză ne-am revenit. Am reușit să fim și noi mai agresivi. Cred că este un rezultat de egalitate meritat. Ambele echipe puteau să marcheze. Sunt în căutare de formulă ideală, dar și de jucători, a declarat Dorinel Munteanu după meciul cu Farul Constanța. Oțelul Galați va primi în zilele următoare câteva întăriri. Sunt convins că în perioada următoare voi mai aduce 3-4 jucători. Un sezon foarte greu când reușim după 6-7 etape să câștigăm puncte, atunci putem să vorbim despre un start de sezon reușit. Acum am întâlnit farul, o echipă foarte bună care joacă an de an în play-off. Nu putem să îi subestimăm, a conchis Dorinel Munteanu. De cealaltă parte, Farul a rămas singura echipă din Superliga fără gol marcat în actuala stagiune. Atât s-a putut, păcat că nu am marcat. Este clar, o vede și soacră mea. Ne trebuie atacant. Din păcate și Rivaldiniu s-a accidentat cu Avem nevoie în zona aceea. Vom vedea. Dican arată bine. Ciobanu mai are și el foarte mult. Are nevoie de multe antrenamente, meciuri. A forțat astăzi. Știam că nu poate să ducă mai mult, a declarat Gheorghe Hagi după fluierul final al meciului de la Galați. În etapa următoare, Oțelul Galați se va deplasa pe terenul campioanei FCSB, cu care se va duela vineri de la ora 22, iar Farul va primi la Ovidiu vizita celor de la FC Botoșani duminică de la ora 19.